Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Conform ultimului cod galben anunțat de către meteorologi, vremea rea și căderile de zăpadă abundente au afectat și Giurgiu. Primăria, prin Serviciul Financiar Urban, acționează continuu încă de la primii fulgi de zăpadă. Pe arterele din oraș se acționează cu 4 utilaje specializate pentru dezăpezire, dotate cu lamă frontală, sărărițe și bazine de clorură de calciu, 3 motofreze pentru degajarea zăpezii de pe trotuare și 2 tractoare dotate cu lame semipurtate și pluguri. Acțiunea de dezăpezire se desfășoară în special pe principalele artere, dar și în toate celelalte zone din oraș, precum și pe străzile adiacente tuturor sensurilor giratorii și intersecțiilor. Un număr de aproximativ 20 de muncitori sunt deja amplasați în intersecții, treceri de pietoni și străzi în pantă pentru a împrăștia material antiderapant, urmând ca în funcție de situația din teren numărul lor să ajungă la peste 50. De câte ori ninge la Giurgiu, a devenit o tradiție să-ți dezăpezești singur strada. Așa s-a întâmplat și de dimineață, când un grup de giurgiuveni înarmați cu lopeți au fost luați drept exemplu de vecinilor. Deși cantitatea de zăpadă din ultima perioadă nu a fost semnificativă, străduțele secundare din Giurgiu sunt tot nedezăpezite. Cine are de suferit din această cauză? E clar că doar pietonii și șoferii giurgiuveni. Treziți dis de dimineață, proprietarii de autovehicule, înarmați cu lopată și mătură, au început să-și croiască un drum prin străduțele pline de zăpadă. Cu toate că această situație este una neplăcută, oamenii recunosc faptul că se circulă mult mai bine decât anul trecut. Ce părere aveți despre cum se circulă în oraș în perioada aceasta? Greu. Și parcă nu e nicio schimbare față de anii trecuți. Cum să se circule? Se circulă foarte greu, însă mai ușor, spre deosebire de perioada în care a fost Iliescu primar. Nu vreau să fac nicio reclamă, niciun avantaj nimănui, însă, pe timpul când era Iliescu primar, domnul Iliescu, drumurile nu erau curățate în măsura în care sunt acum. Și asta mă refer la drumurile principale. Pe perioada când era domnul Iliescu primar, nu se aruncau dosare pe arterele principale, nu se aruncau pe șoseaua din București, nu se aruncau dosare, acum s-a aruncat. Străzile dintre blocuri sunt nedezăpezite. Pentru municipalitate, prioritare la dezăpezire au fost șoseaua principală și intersecțiile, urmând ca în zilele următoare să se dezăpezească și străzile adiacente. Se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri din județ. Din cauza viscorului și a ninsorii de dimineață, circulația a fost restricționată și pe drumul național 41, care face legătura între Giurgiu și Oltenița. În această dimineață, Poliția Română a emis prin intermediul Centrului Infotrafic o informare conform căreia circulația pe DN41 Giurgiu-Oltenița ar fi blocată. La fața locului însă lucrurile stăteau altfel. Pe porțiunea de drum de pe raza județului Giurgiu până în dreptul localității Chirnogi, circulația nu a fost întreruptă. Chiar dacă cu dificultate, șoferii au putut să se deplaseze pe acest tronson de drum. Ceva probleme cu alunecatul, nu știu. Nu. De fapt stau foarte aproape și nu... Da, e drumul greu. Nu știu, mai departe cum o fi. Un utilaj ați văzut pe drum? Nu. E exclus. De ce? Pentru că, cred că, câteva care au fost le-au băgat pe șoseaua principală. Așa, așa, așa. Ați întâlnit vreun utilaj până acum? Păi da, vin de aici, nu știu, în partea cealaltă ce-o fi. Potrivit polițiștilor aflați la fața locului, traficul a fost restricționat pentru vehiculele de mare tonaj care au fost redirecționate pe DN5. Din cauza codului galben din România și a celui portocaliu din Bulgaria, traficul în Vama Giurgiu a fost paralizat timp de câteva ore. Într-un final, autoturismele au fost lăsate să treacă frontiera, în timp ce tirurile au rămas restricționate. Autoritățile bulgare au suspendat temporar circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone până la îmbunătățirea condițiilor meteo pe drumurile din 15 județe din Bulgaria. Măsura a produs o coloană de tiruri de peste 3 km până în DN5. Tiriștii spun că sunt pregătiți de iarnă și încearcă fiecare cum poate să-și facă viața mai ușoară în acest popas impus. Deci iarnă, stăm de ieri de la orele 16, va mai blocată. A spus că poate în 2-3 ore dă drumul. Nu se dă cu nimic pe jos. Asta e, ca la noi. Suntem de azi dimineață de la ora 4, blocați în trafic aici. Suntem pregătiți de iarnă, dar autoritățile bulgare nu ne dă voie să trecem. De ieri dimineață ne-a oprit poliția, ne-a întors înapoi, ne-a băgat în parcare.
Acum mă duc înapoi acasă, că n-am ce face. În ciuda condițiilor nefavorabile invocate de responsabilii bulgari, turismele și autocarele sunt acum acceptate pentru a trece frontiera în urma unor presiuni făcute de către turiști. Faptul că în rândul acestora se aflau și copii au înduioșat autoritățile bulgărești, care încă de la primele ore ale dimineții au permis autoturismelor să intre în Bulgaria. Ordinul ministrului Raed Arafat nu a găsit pe picior greșit serviciul de ambulanță Giurgiu. Salvările nu au transportat la spitalul județean decât o gravidă la termen și o persoană care avea nevoie de dializă la București. Codul galben instituit pentru Giurgiu nu a creat panică în rândul celor care ar fi putut avea nevoie de îngrijiri medicale. Instituirea codului galben pentru ninsoare, la nivelul mai multor județe, l-a făcut pe ministrul în exercițiu de la sănătate să ordone serviciilor de ambulanță preluarea din timp a cazurilor dificile. Dintre acestea, până azi de dimineață, salvările giurgiuvene n-au transportat la spital decât o gravidă la termen și un bolnav dependent de dializă la București. Având în vedere atenționarea meteo de cod galben pentru județul Giurgiu, Serviciul Județean de Ambulanță a luat toate măsurile necesare pentru aducerea gravidelor la termen la Spitalul Județean sau la spitalele din București și a singurei persoane cu dializă pe care am transportat-o la Spitalul din București și a rămas internată. Serviciul de ambulanță Giurgiu a mai preluat cazul unei persoane găsite în hipotermie la Adunații Copăceni, transportul făcându-se cu o salvare din București. La salvările giurgiuvene au renunțat 20 de gravide la termen care au recurs la servicii medicale bucureștene. Noi deputați ai României au depus jurământul de credință în Parlament. Emoționați, unii parlamentari au uitat să jure cu mâna pe Biblie în timp ce 100 de deputați au chiulit. Ședința Camerei Deputaților a început cu validarea noilor deputați care au depus jurământul în Parlament, printre aceștia și cei 5 deputați giurgiuveni, Nicolae Florian, Daniel Chițoiu, Viorel Teodorescu, Marin Anton și Liliana Ciobanu. Jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării. Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Parlamentul României numără 410 deputați, iar de la prima ședință au chiulit peste 100. Vineri este ultima zi a omenirii, așa arată unele calcule și teorii potrivit cărora ziua de 21 decembrie 2012 ar fi ultima pe care o trăim. Totul a pornit de la calendarul maiaș care se termină în această zi. Cam așa ar arăta apocalipsa sau sfârșitul lumii dacă profețiile maiașe s-ar adeveri. Teoria că lumea s-ar sfârși pe 21 decembrie 2012 s-a iscat dintr-o interpretare a calendarului maiaș, care se oprește brusc în această zi. Unii cercetători au afirmat că Pământul ar putea fi înghițit de o gaură neagră sau că o explozie solară sau un asteroid ar putea aduce sfârșitul planetei noastre. Alți experți au spus că, de fapt, 21 decembrie 2012 reprezintă o mare sărbătoare de încheiere a unui întreg ciclu. Giurgiuvenii sunt confuzi, spun că s-au pregătit pentru apocalipsă, dar în același timp nu cred că mâine se va sfârși lumea și iau în râs această teorie. Credeți în sfârșitul lumii? Nu, 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 nu. Astea sunt povești, ca să mai facă ei bani. Nu. Ah, nu o să fie niciun sfârșit, dar nu. Nu cred. Nu este așa ceva. Nu credeți? Au mai fost zvonuri din astea. Au mai fost, așa că nu știu. Cine se ocupă cu așa ceva? Nu, niciun caz. Nu știe nimeni. Nimeni nu știe. Nu cred în sfârșitul lumii, nu o să vină niciun sfârșit. Aștept anul nou și sărbătorile de Crăciun pentru toată lumea cu bine. Păi da, vine? Nu credeți că vine? Nu. Astea sunt niște prostii. Pentru cine e slab de înger, așa, sau nu știu cum să mă exprim, dar nu. Povești de-astea suntem sătui. Nu cred în așa ceva, sunt vorbe goale aruncate. Dacă era, venea în 2000, nu, pardon, dar în 90-2000, nu, deci nu este, e ceva aberant, nu.
Nu se poate mai să vină sfârșitul lumii. Acum, când am schimbat guvernul, când am votat USL-ul, să ne mărească pensiile, salariile, și dumneavoastră mă întrebați de sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii, de unde? Nu cred. Nu. Nu ne-am pregătit cu nimic, că nu așteptăm sfârșitul lumii. E ceva normal și face parte din viața de zi cu zi. Deci nu văd ceva... Sfârșitul lumii poate să fie Dumnezeu Tatăl și atât. Cred că știe, dar în rest nimeni nu știe. Deci nu credeți că mâine e sfârșitul lumii? Nu cred și nici n-am să cred niciodată. Dar lumea asta e atât de speriată încât, după ce că suntem în sărăcie și în criză, ne-a mai intrat și asta cu sfârșitul lumii, încât atât ne-am podmolit că mai rău este. Cum să mă pregătesc? Eu cred că nu este. Nu credeți? Nu cred. Așa cred eu că nu este. Când va veni, nu cred că nu va ști nimeni. Deci nu v-ați pregătit? Nu m-a pregătit deloc. În definitiv, giurgiuvenii sunt sceptici și nu iau în considerare toate zvonurile. Pentru ei, ziua de 21 decembrie va fi una ca oricare alta. Se fac pregătiri pentru sărbătorile de Crăciun și nici de cum pentru apocalipsă. Ateneul Nicolae Bălănescu a fost aseară gazda galii de excelență organizată de Fundația Nicolae Barbu și Kiss FM. A fost un moment festiv deosebit. Cei mai valoroși giurgiuveni din diferite domenii care s-au implicat și în acțiuni umanitare fiind premiați cu trofee de merit. Bună seara! A fost o gală cu totul specială, cu atenție pregătită de organizatori care au vrut să puncteze, la final de an, că implicarea și solidaritatea umană trebuie să răsplătite. Au fost conferite 25 de premii la categoriile educație, cultură, sport, mass media, administrație, afaceri și acțiuni umanitare. Gala a fost în același timp și un bun prilej de destindere, pentru că a concertat ansamblul clasic, cum ar fi la Armonicii București, care în unele momente a acompaniat sopranele Irina Baian, Alina Ionescu și Irina Ionescu. Giurgiuveanul nostru Tică Lumânare a venit printre troiene din capitală pentru a saluta giurgiuvenii și a le oferi câteva colinde. Giurgiu a excelat la gala desfășurată aseară la Ateneul Nicolae Bălănescu, obținând un premiu la secțiunea Mass Media. Ca să nu vă facem curioși, vă spunem imediat pentru ce am fost premiați. Directorul TV Giurgiu, Petrică Slăvescu, a fost premiat la Gala Excelenței organizată de Fundația Umanitară Nicolae Barbu și Kiss FM, obținând la capitolul Mass Media premiul pentru inițiativă în Media TV. În decursul la 20 de ani, aproape 20 de ani, am înființat și am moșit toate televiziunile din Giurgiu. Am înființat primul post de radio în eter din Giurgiu în anul 1993, numit pe atunci Giurgiu TV. Am înființat primul studio local de televiziune, numit atunci Tecnosat TV. După care am înființat postul de televiziune local Muntenia TV. Mai târziu am preluat un post de televiziune numit Diva TV, pe care l-am văzut performant și l-am botezat personal în Valahia TV. Iar acum, câteva luni, am înființat un nou post de televiziune local numit TV Giurgiu. La secțiunea Mass Media a mai fost premiat cotidianul Giurgiuveanul al societății Nova Force, Valahia TV și Netconfig prin Bogdan Ghincea pentru activitatea în domeniul media electronică. Mai multe aspecte de la acest eveniment puteți urmări de la 19:30 de minute la TV Giurgiu în cadrul emisiunii Giurgiu, înainte de toate, realizată de Gelu Brebenel.
Consilierii județeni trudesc pentru binele nostru. Modești nu cer în schimb decât laptopuri performante și o bună imagine mediatică. Nu pentru ei, ci tot pentru noi, ca să ne putem admira aleșii. În ședința extraordinară a Consiliului Județean, la cele 13 puncte de pe ordinea de zi, au mai fost adăugate spre aprobare încă două proiecte. La dezbatere au fost prezenți 24 de consilieri. Toate punctele de pe ordinea de zi au primit aviz favorabil și au fost votate în unanimitate. Și dacă toate au mers ca pe roate, cireașa de pe tort a fost intervenția consilierului județean Constantin Buduru. Acesta are o problemă și încă una serioasă. Pentru bunul mers al dezbaterilor, consilierii au nevoie de laptopuri. Numai că doar vocea lui Buduru a fost cea care a rostit solicitarea. Trebuie să găsim soluție pentru prezentarea materialelor. Adică cu laptopul sau ce soluție găsiți dumneavoastră. Tot în ședința extraordinară au fost consilieri care au solicitat ca în focul dezbaterilor să fie filmați din mai multe unghiuri. Și a doua problemă, televiziunea care preia lucrările ședinței să vină după anul cu camere suplimentare, cum să prezentăm mandatul trecut. O să încerc să fac o discuție cu directorii celor trei televiziuni și în funcție de înțelegerea lor o să vedem cum putem să rezolvăm și această problemă foarte importantă. 362 de polițiști giurgiuveni vor asigura ordinea și siguranța publică în perioada Crăciunului. Pentru Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu, siguranța cetățeanului este pe primul loc. Polițiștii giurgiuveni își vor intensifica în perioada sărbătorilor de iarnă acțiunile în ceea ce privește ordinea și siguranța publică. Oamenii legii vor acționa pentru prevenirea infracțiunilor stradale pe raza județului Giurgiu. Vor fi vizate în special zonele aglomerate în locurile de comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă. 362 de polițiști vor acționa zilnic în perioada Crăciunului pentru ca zilele de sărbători să fie petrecute în siguranță. Din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu, vor asigura ordinea și liniștea publică pe teritoriul județului. 52 de polițiști rutieri vor acționa pe drumurile publice din județul Giurgiu pentru prevenirea evenimentelor rutiere. În această perioadă, pentru siguranța în trafic, vor veghea 52 de polițiști care vor asigura fluidizarea traficului. În caz de nevoie, nu ezita să apelați numărul de urgență 112. Giurgiu a ieșit de sub incidența codului galben de ninsori și viscol, dar ce ne așteaptă în orele următoare, vedem imediat. Ziua de vineri va debuta la Giurgiu cu ceață și cu temperaturi negative, minus 9 grade Celsius. Spre prânz se mai încălzește puțin, dar nu vom scăpa de ger. Maxima zilei nu va depăși minus 3 grade. Pe tot parcursul zilei cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla slab și nu va mai ninge. În ceea ce privește cotele apelor Dunării, nu sunt schimbări semnificative, în sensul că la Giurgiu Dunărea este în scădere cu 1-3 cm, cota probabilă fiind de 83 de cm. Încheiem știrile cu obișnuita pastila a zilei. Nu contestăm calendarul maiaș, credem doar că au greșit calculul cu o zi. Conform teoriei noastre, predicția se referă la data de 20 decembrie. Așadar, sfârșitul este astăzi, numai că la noi nu se cheamă apocalipsă, ci Ignat. Știrile se încheie aici, sunt Nicoleta Pană, rămâneți cu noi la TV Giurgiu. Urmează de la 19:30 emisiunea Giurgiu înainte de toate, realizată de Gelu Brebenel. Toate cele bune!